conferințele de presă anterioare, Pro-România Târgoviște lucrează la un program de dezvoltare economic, social și cultural care să așeze Târgoviștea între principalele municipii reședință de județ din țară în următorii 10 ani. Spunem noi de fiecare dată că administrația târgovișteană și primarul PSD sunt lipsiți de viziune atunci când ne referim la proiecte majore și sunt preocupați îndeosebi de lucruri mărunte, de suprafață, care să-i ajute electoral. Unul dintre pilonii principali ai programului nostru, dacă nu cel mai important, îl reprezintă planul urbanistic general. Din păcate, în Târgoviște lipsește și se lucrează pe baza unui plan urbanistic general din perioada comunistă, reactualizat în 1996. Efectele se văd la fiecare pas în oraș. Construcții haotice, clădiri inestetice și o lipsă totală de dezvoltare urbanistică integrată și unitară. Elaborarea unui PUC care să fie în strânsă legătură cu strategia de dezvoltare locală este una din principalele priorități ale Pro-România Târgoviște. Administrația PSD-istă de la Târgoviște nu poate sau nu vrea să conștientizeze importanța unui astfel de document. Și spunem asta uitându-ne la suma pe care a fost dispusă să o investească în anul 2017 pentru un astfel de proiect. Nu poți avea pretenția să ai un PUC nou atunci când oferi la licitație un preț estimat de 10 ori mai mic decât prețul pieței, ceea ce ne face să credem că nu există un interes deosebit pentru dezvoltarea armonioasă a acestui oraș și numai o bifare a obligativității de actualizare a PUC-ului. La fel s-a întâmplat și cu strategia de dezvoltare locală, care nu e altceva decât o gargară inutilă. Un document strategic, pentru a fi eficient, trebuie să identifice priorități realiste și să seteze pașii necesari atingerii acestor priorități. La noi nu este decât un document folosit ca element de eligibilitate pentru atragerea de fonduri europene și nimic mai mult. Pro-România Târgoviște își propune să elaboreze o nouă strategie de dezvoltare locală și un nou PUC care să transforme această strategie într-un document normativ care să asigure crearea bazei pentru o viziune de dezvoltare a proiectelor majore. Obiectivul nostru este acela de a avea un PUC nou și complet digitalizat, care va însemna o abordare modernă, orientată pe nevoile cetățenilor și a mediului de afaceri, concentrată pe evenimentele de viață. Noi vrem să înlocuim abordarea clasică cu o nouă viziune urbanistică digitalizată complet. În acest scop, propunem ca o parte componentă a planului urbanistic general să o reprezinte dezvoltarea unui sistem GIS, sistem informatic integrat pentru digitalizarea tuturor proceselor din cadrul administrației locale. Practic, cetățeanul își va putea verifica, accesând un singur cont de pe o platformă unică, orice informație care îi poate fi necesară de-a lungul vieții. Informații online despre un teren anume, obținerea online a certificatului de urbanism, extract PUZ, autorizație de construire, certificat de nomenclatură stradală sau orice alt document oficial de care are nevoie și care este în responsabilitatea administrației locale de a emite. Pro-România Târgoviște își propune ca acest PUC să însemne cel mai inteligent mod de a conduce un municipiu din punct de vedere urbanistic. O să includem în acest PUC inelul 2 de centură, în interiorul căruia să dezvoltăm zona metropolitană a municipiului Târgoviște. Planul urbanistic general va sta la baza dezvoltării Târgoviștei în următorii 10 de ani și va oferi cetățenilor indicii reali, cadastrali, istorici, culturali și sociali. Legat de activitatea politică a Organizației Municipale Pro-România Târgoviște, pot să vă spun că suntem în plin proces de consolidare a celor 65 de organizații locale. Am identificat membrii de partid care să ne reprezinte în birourile electorale ale secțiilor de vot și în cel mai scurt timp o să vă prezentăm și echipa de candidați pentru Consiliul Local și candidatul pentru funcția de primar al municipiului. Cu ajutorul târgoviștenilor, încercăm să câștigăm cât mai multe posturi de consilier local și să ne luptăm pentru funcția de primar. În fiecare zi vin oameni noi în partid, oameni care au încredere în proiectul nostru și asta ne face să fim optimiști cu privire la rezultatul alegerilor. În condițiile în care PSD-ul nu s-a reformat, rămânând captiv aceluiași mod de a face politică, noi considerăm că avem mari șanse de reușită în această competiție electorală. De asemenea, declarația președintelui PSD, prin care exclude orice colaborare cu Pro-România după alegeri, nu face altceva decât să izoleze PSD pe scena politică dâmbovițeană. Va fi o competiție dificilă, dar suntem siguri că vom fi revelația acestor alegeri. Eu atât am avut de spus astăzi, vă mulțumesc.